It's on. It's on! Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din Învață Programeza împreună cu Marius de la Magic 5. Eu sunt Marius și cum v-am obișnuit, în spatele meu este Magic 5-ul și este foarte posibil ca în clipa asta, ca după ce dau următoarea definiție, ei se uite extraordinar de dubios la mine, pentru că în clipa asta am să încerc să-ți explic ce anume înseamnă un limbaj de programare. M-am tot gândit și cea mai simplă variantă de a încerca să explic ce înseamnă un limbaj de programare este următoarea. Știi când aveai 386 și ți-a cerut Windows, scuze că le fac reclamă, să-ți faci update și ți-ai făcut update și 386-le tău au devenit 086? Da, limbajul de programare din update-ul lor nu s-a mai potrivit cu ceea ce știa procesorul să facă. Prin urmare, procesorul a primit un set nevalide de instrucțiuni prin care el să funcționeze. Drept urmare, 386-le tău au devenit 086 sau minus Pentium 2, cum vrei tu să-i spui. Un limbaj de programare este un set de instrucțiuni prin care se întâmplă magia asta tehnologică de-o vezi tu cu ochișorii, da? Fie că e program, fie că e website, fie că e când deschizi TikTok. Urmează încă un episod din Învață Programeza împreună cu Marius de la Magic 5. Hai, pa!